Astăzi, 26 mai, este a cincea zi de grevă generală în școli și grădinițe. Ieri, peste 15.000 de profesori au protestat în București și câteva sute de cadre didactice au mărșăluit pe străzile din Deva. A fost anunțat un nou protest în capitală pentru marți, 30 mai. După o nouă rundă de negocieri, sindicatele profesorilor au solicitat creșterea cu 25% a tuturor salariilor din învățământ până în decembrie, iar din ianuarie să se aplice grilele cu 60%. Ieri, după o nouă rundă de negocieri, sindicatele din educație au anunțat că greva continuă. Au cerut creșterea cu 25% a tuturor salariilor din învățământ până în decembrie, iar din ianuarie să se aplice grilele cu 60%. Sindicatele au dat ministrilor timp de gândire până astăzi. Tot ieri, la Deva, câteva sute de cadre didactice au participat la un marș al tăcerii în centrul Devei și au depus simbolic pe treptele prefecturii câte un pix pentru fiecare membru al guvernului. Dacă nu au soluții, să-și scrie demisia. Premierul Nicolae Ciucă a declarat joi la Cluj că România are a treia creștere economică în Uniunea Europeană, dar că nu va promite ceva ce nu se poate realiza, adică nu poate să le dea mai mulți bani, iar executivul va aproba ceea ce le-a oferit zilele trecute, adică bani de cărți și prime în loc de majorări ale salariilor. Președintele Iohannis a dojenit ieri sindicatele că cer întotdeauna foarte mulți bani și revendicările salariale nu sunt o problemă care se poate rezolva instant, însă este de părere că se va rezolva într-un viitor nu foarte îndepărtat. În același timp a anunțat amânarea rotativei guvernamentale. Schimbul de putere nu se va face în timpul grevei din educație.